Bună, eu sunt Andreea de la Andreea în lumea cărților și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi, după cum v-am promis de mult, mult timp, am să fac o recenzie. Am decis să fac recenzia acestei cărți pe care o veți vedea astăzi pentru că, după ce am lecturat-o, a devenit cartea mea preferată. Și am vrut să împărtășesc și cu voi subiectul acestei cărți și poate, de ce nu, să vă conving să o citiți și voi. Este vorba de Cum să te împrietenești cu întunericul de Kathleen Glasgow. Această autoare a scris și cartea O fată din bucăți. O am aici în bibliotecă, nu știu dacă se vede în cadru, dar am citit-o și pe aceea și mi-a plăcut super mult, dar cred că aceasta a întrecut-o cu mult. O să las cartea aici cât timp o să vă povestesc despre ce se întâmplă în această carte. Înainte de a începe, vreau să vă spun că este o carte din colecția Young Adult de la Storia, deci o carte 14+, și chiar v-aș recomanda să nu o citiți dacă aveți sub 14 ani. Este prima carte la care eu am plâns vreodată. Nu am lăcrimat la nicio altă carte decât la aceasta. Eu sunt mai greu de emoționat cu cărțile, dar aceasta chiar a fost foarte sensibilă și emoționantă. Consider că această carte ar trebui să fie mult mai populară și mai citită, deoarece dezvoltă un subiect sensibil prin care cu toții vom trece la un moment dat, și anume pierderea unei persoane dragi. În această carte ne este prezentată povestea lui Tiger Tolliver, o fată care trăia o viață modestă alături de mama ei în orașul Messalina. Tiger nu avea pe nimeni altcineva decât pe mama ei, era singură la părinți. Pe tatăl ei nu îl cunoscuse niciodată, iar mama sa evita să-i vorbească despre acesta. Iar cât despre bunicii ei, aceștia decedaseră cu mult înainte de a se naște Tiger. Viața cu un singur părinte nu era ușoară, veniturile nu erau suficiente, chiar dacă June, mama lui Tiger, avea mai multe locuri de muncă. Lucra pe Livromobil, o dubiță cu care ea livra cărți în diferite centre, în diferite locuri, și avea și o afacere de familie, dacă aș putea o numi așa. June făcea gemuri și geleuri și cu ajutorul geleomobilului, o altă dubiță foarte, foarte șmecheră, ea livra în diferite orașe din apropierea orașului natal sau chiar în Messalina. Împreună cu Tiger, vindeau aceste gemuri și jeleuri pentru a mai obține câțiva bănuți ca să se poată întreține. De asemenea, June o mai ajuta și pe Bonita la grădiniță, dar mai multe detalii veți descoperi atunci când citiți cartea. Viața lui Tiger se schimbă radical într-o fracțiune de secundă. Atunci când vă așteptați cel mai puțin, Tiger o să afle că mama ei nu va mai putea fi alături de ea niciodată. Neavând alte rude, ea ajunge să fie o piesă de șah în jocul unor adulți. Ajunge în asistență socială și trebuie să-și găsească o nouă familie și cel mai greu este să se împrietenească cu sentimentul întunecat al singurătății. Este o carte foarte emoționantă, care v-am spus, pe mine m-a făcut să plâng, și, evident, a primit 5 steluțe din 5 pe Goodreads. Dacă aș fi putut să-i dau mai mult, chiar i-aș fi dat. Cred că se vede și după toate aceste sticky notes-uri că mi-a plăcut super mult. Și, da, o recomand din toată inima. Iar acum aș vrea să vă citesc și câteva păreri de pe copertă, pentru că la această carte sinopsisul este foarte, foarte scurt și este și are mai multe păreri de la diferiți autori. De exemplu, Jennifer Niven, autoarea romanului Toate acele locuri minunate, spune așa: Cum să te împrietenești cu întunericul îți taie răsuflarea și îți rupe inima. Mi-a plăcut la nebunie. E pentru noi toți cei care am iubit și am pierdut și avem nevoie să ne recăpătăm puterea. Avem și un mesaj de la autoarea romanului Unul dintre noi minte. Un roman rar și puternic. Cum să te împrietenești cu întunericul își face loc în inimile îndurerate.
pentru a le vindeca prin sinceritate, empatie și eleganță. Mai sunt o grămadă de mesaje, de păreri, atât aici pe copertă, cât și pe această prelungire a sa. Și haideți să vă mai citesc unul de la Country Summers, cea care a scris cartea Sadie, care din nou știți că mi-a plăcut super mult. O poveste imaginată cu mult curaj și fără frică, o poveste despre pierdere și dragoste. Proza lui Kathleen Glasgow este marcată de frumusețe și eleganță, iar personajul lui Tiger Tolliver este unul pe care cititorii îl vor încuraja la fiecare pas și nu îl vor uita curând. Restul acestor păreri o să vă las pe voi să le citiți. Ok, să vi le arăt și pe cele de aici. Sper că se vede. Și da, cam acestea au fost lucrurile pe care am vrut eu să vi le spun despre această carte. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă v-am convins să o citiți sau dacă ați citit-o să-mi spuneți și părerea voastră. Alte lucruri legate de copertă și conținut, cam așa arată în interior, nu este nimic special, este un scris clasic editur istoria și coperta este una care mie mi-a plăcut de la început. Pot spune că nu știam foarte multe despre această carte când mi-am luat-o, dar chiar merită fiecare bănuț pe care o să-l cheltuiți pentru această carte, vă spun sincer. Iar eu vreau să îi mulțumesc lui Kathleen Glasgow și editur Istoria pentru că mi-au dat ocazia de a citi această carte și sper să vă bucurați și voi de ea așa cum am bucurat și eu. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați la canalul meu ca să ne strângem cât mai mulți cititori, iar noi ne revedem în următorul videoclip. Pa, pa! Spor la citit!